Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Flash Monden. Floare albastră, floare albastră. A, la mine se referă, nu da. Mai zic continuarea acum, că nu e chiar nu, ce, atât ce de fericită. Da, nu e, să rămânem doar aici, că eu sunt floare albastră, nu? Floare da. De, nu mă uita aia sau cum era. Nu, nu, aia e spre nu. Violet, spre indigo, da. Aia e levânțica, parfumată. Levânțica e albastră, aia nu? Aia e nu, levânțica e tot violet, mă. E violet, purple. Da. E purple, dar ce floare albastră? Floare albastră este doar floarea lui Eminescu, floare albastră. Da, da, totuși și sacoul tău din această totuși seară, este trist. Dar e tristă floarea cea albastră și hai să nu mai continuăm, nu știu ce îmi veni. Așa m-a inspirat ce să fac acum, dacă îți luai și tu ceva purple sau roz sau poate era alta situație. Verde. Hai mai bine să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Emilia Ghinescu fuge după tinerețea fără bătrânețe. Vrea să fie trasă prin inel cu un ten perfect de tinerică și pentru asta muncește pe rupte. Îi aflăm toate secretele la Flash Monden. Cum e să iei o trântă și să te vadă milioane de oameni? Vedem cele mai tari căzături ale marilor vedete în câteva minute. Actrița Emma Thompson, nici după 27 de ani, nu a reușit să treacă peste faptul că fostul soț a înșelat-o. Suferă și acum, iar ce spune este tulburător. Aflăm toată povestea în seara aceasta. Silueta subțire cu necaz se ține, iar Emilia Ghinescu o știe prea bine. Nu e genul de femeie care poate mânca orice, oricând și să rămână trasă prin inel, cum e... Cum e cazul tău, da. Nu chiar, hai. Ei, ce să mai, n-a avut norocul ăsta de la Doamne, așa. Doamne. Și iată că a ajuns în poziția în care a trebuit să depună eforturi ca să arate ca o liceană. Și de când a ajuns la kilogramele dorite, nici că se mai abate de la rutina zilnică. Dar ce și cum face ca să aibă un trup de individ? Iat, vedem? Da. Acum. Nu am crezut niciodată că așa mult te pot iubi. Când te-am văzut prima dată, era ca și cum n-ar fi. N-a fost niciodată vreo silfidă și nici nu părea că aleargă de nebună după o siluetă de viespe. Dar iată că aparențele înșală și ce să vezi și să nu crezi, că artista mereu și-a dorit un trup zvelt și demn de invidiat. La sala de sport merge deja ca și acasă, dar și pe alte planuri a trebuit să depună eforturi. Așa se face că a cam pus lacătul pe frigider. Sunt slabă pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc. Sunt atentă la tot ce mănânc. Nu mănânc pâine de regulă și nu mănânc zahăr. Mănânc foarte puțin, cantitativ foarte puțin. Și uite așa s-au topit kilogramele unul câte unul. Acum unii ar bănui-o de ceva boală pentru că a ajuns să cântărească doar 47 de kilograme. Are talia ca unei tinere de liceu și îi place teribil noua postură. Acum am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de foarte mult timp. 47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani. Dar vreau să mă mențin la greutatea asta. Și nu doar la kilograme a fost ea foarte atentă. Știe prea bine că gravitația își face de cap, mai ales cu femeile, așa că și chipul ei trebuia să rămână tânăr și proaspăt. Nu există zi din calendar în care să nu se machieze, așa că pentru ea procesul de demachiere este sfânt, mai important ca orice. Ca rutină pentru față, cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, să se demacheze de fiecare dată, de câte ori se pune în pat, indiferent că s-a machiat sau nu. Asta este o regulă. Aud de multe ori. Dar de ce să mă demachez? Pentru că nu mi-am dat cu fond de ten pe față astăzi. Nu are importanță. Important este ca tenul tău, când te pui în pat, să respire, să fie curat. Tot timpul să te demachezi, că te speli cu apă, cu un gel anume, cu o soluție anume, important este să te demachezi. Eu asta fac în fiecare seară. Dar să nu ne dăm sfinte și nici norocoase până la ceruri și înapoi. Și Emilia Ghinescu a dat o mână bună de ajutor pentru a arăta cum arată astăzi. A investit și bani și puțină suferință. În cabinetul medicului estetician intră ca la ea acasă. Bineînțeles, am apelat și eu la chirurgie estetică și chiar nu pot să spun că nu sunt adepta lucrurilor ăstora. Făcute cu bun simț și răspundere, sunt foarte frumoase și benefice pentru femei. Ca să nu mi-apară riduri, am folosit botoxul. Acid hialuronic în buze nu mi-am mai pus de vreo 3 ani și nici nu cred că o să mai am nevoie acum.
strălucirea de pe Broadway cu greu poate fi egalată, iar Brooke Shields a strălucit la propriu la un eveniment dedicat producțiilor prezentate acolo. O analizăm imediat la rubrica Așa da, așa nu. Oare să iei o trântă și să te vadă milioane de oameni? E, asta se întâmplă dacă ești Lady Gaga și pici în nas. Sau Paris Hilton și pici de pe cal, sau Shaquille O'Neal. Mama lui a fost chiar urâtă. Da, avem un top acum de pici. Bine, nu nas ca ei. Așezați-vă totuși comod. Să nu picăm. Vă țineți bine, da? Căci alții nu au reușit. Topul nostru începe cu Meghan Trainor. După o cântare de zile mari în platoul lui Jimmy Fallon, celebra cântăreață s-a dezechilibrat și a căzut. Poate tocurile mult prea înalte au fost de vină, dar ce nu fac vedetele pentru imagine? I s-au împleticit picioarele și cale de redresare n-a mai fost. Paris Hilton a făcut cunoștință cu asfaltul de multe ori, cam de prea multe ori. Odată, cu puțin timp înainte să ajungă la o petrecere din Hollywood. Dar asta e o nimica toată. Celebra Paris a reușit să cadă și de pe cal, grav de tot. Oh my God, oh my God, oh my God, stop, 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 stop. Clar a durut, dar nici Shaquille O'Neal nu s-a lăsat mai prejos. La 2 metri și ceva înălțime, să pici așa, se lasă cu ouch. Nu avem cum să uităm o căzătură celebră a Madonei. Da, chiar și ea a picat rău. Pelerina s-a dovedit a fi una tare buclucașă. Noiembrie 2011, Salma Hayek nu vede ultima treaptă când iese dintr-un hotel parizian, așa că se prăbușește în toată splendoarea. Și e cât pe ce să o tragă după ea și pe fiica ei, Valentina. Noroc că bodyguards-ii au sărit imediat. New York este un oraș periculos, chiar și dacă ești Nicole Kidman. Celebra actriță a văzut stele verzi după ce un paparazzo biciclist a lovit-o în plin la ieșirea dintr-un hotel. Oscarurile îi dau mare ameței lui Jennifer Lawrence, care pică la propriu în fața lor. La prima trântă, actrița s-a împiedicat pe covorul roșu de îndată ce a ieșit din limuzină. Iar a doua oară, blonda a picat pe scări cu puțin timp înainte să pună mâna pe marele trofeu. Nu avem cum să nu-i acordăm primul loc lui Lady Gaga. Diva este as în căzături, am spune că nu e concert sau ședință foto fără o trântă zdravănă. Bine, nici pe stradă nu stă prea des în picioare, mai mult pe jos e, așa cum s-a întâmplat și la o ședință foto în plin bulevard. Dar și în aeroportul Heathrow din Londra în 2010, atunci când moda s-a răzbunat pe artistă. Cu așa șenile, nu ai cum să nu te dezechilibrezi. Brooke Shields a fost prezentă pe covorul roșu la evenimentul dedicat filmelor de pe Broadway. La premiile Desk Drana, Brooke Shields a fost o doamnă în adevăratul sens al cuvântului și a ales rochia potrivită, accesoriile potrivite și a primit doar aplauz. O admirăm și analizăm chiar acum la rubrica Așa da, așa nu. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mi-a fost dor de voi, drept urmare sunt din nou aici în platoul Așa da, așa nu și alături de mine este o invitată tare, tare dragă mie, Emma Cruială, creatoare de modă. Bună seara! Bună seara și mie mi-a fost... Iarăși ești în roz, înseamnă că astăzi iarăși presimt dauri, multe! Eu așa e roz la tine, eu așa cred. Este de pozitiv. E de bine atunci. Ei bine, strălucirea de pe Broadway a fascinat de fiecare dată prin producțiile care au fost prezentate acolo. Tocmai din acest motiv, în New York, încă din 1949, cele mai bune astfel de producții sunt premiate la o gală specială. Premiile Desk Drama, premii care sunt acordate de critici de teatru, jurnaliști, dar și de editorii care acoperă subiectele de pre-Broadway. Cum era de așteptat, coborul roșu a fost derulat pentru ca vedetele să defile
brileze în toată splendoarea lor, așa cum a făcut și talentata Sarah Paulson, care a fost una din fericitele serii, deoarece și-a adjudecat una din statuetele Drama Desk. Pe de altă parte, pe coverul roșu, ea a preferat această rochie cu tentă metalică și umeri bufanți, pentru care primește așa da sau așa nu. Așa da. Aș fi crezut că spui în sfârșit un nu. Eu un așa da, pentru că rochia reprezintă foarte tare rolurile pe care ea le joacă. Ea e recunoscută pentru dramă și cred că rochia este efectiv o dramă. Da. Eu așa o văd. Poate ce aș fi încercat de asta cu un curaj, poate așa m-aș fi dus într-o zonă nebună și la accesoriile din ureche, adică la zona de cercei, dar consider că arată foarte bine, este o ținută care îmi plac foarte mult, că acum am observat și zona de pantofi, că sunt foarte simpli și atunci rochia este foarte bine în evidență, deci așa da. Cu multă dramă, așa da. Așa și este, ai dreptate. A adus drama pe covorul roșu, dar a adus drama într-o noapte cât se poate de potrivită. Mă bucur că a optat pentru un păr cât se poate de liniștit, pentru că avem volum la rochie și în partea de sus și în partea de jos, avem metalul care iarăși aduce un plus de greutate și cumva trebuia temperată atmosfera acolo și a preferat să o tempereze cu părul, ceea ce e un lucru spectaculos. Apariția este una cât se poate de potrivită pentru un drama desk, adică e chiar de acolo, așa da și din partea mea. Pe covorul roșu a mai pășit și frumoasa Rachel Di Stasio sau Miss New York 2023, care este și o fostă balerină. Aceasta a defilat pe covorul roșu în această rochie portocalie cu print floral, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei aurii și, desigur, eșarfa în cauză. Ce părere ai de apariția eternă de un așa da sau de un așa nu? Ce primul așa nu? Așa nu. Pentru panglică sau pentru roche? Pentru că e panglica prea... trebuie să o poarte, n-are ce să facă, e obligată. E pentru că e prea superbă pentru rochia pe care o poartă. Deci chiar dacă rochia nu e greșită, îmi place cum arată, e frumoasă, e o rochie pe care și eu aș purta-o, arată foarte bine pe corpul ei, dar e prea simplă pentru cât e ea de frumoasă și superbă. Uitați-vă la fața ei cât e de drăguță. Și aș fi mers într-o zonă mult mai îndrăzneață, pentru că corpul o ajută, modul în care arată o ajută și ar fi putut să facă un lucru mult mai ieșite din comun decât o rochie simplă, chiar dacă este portocalie. Nu, așa nu de data asta. În sfârșitul așa nu. Dar sunt de acord cu tine. Pe lângă faptul că bretelele sunt prea subțiri, adică nu funcționează nicicum. Și ca să fiu cât se poate de sincer, rochia mi se pare ieftină. Nu că nu mă interesează, efectiv, pare ieftină ea ca material, nu e potrivită. Dar exercițiu de imaginație. O rochie plină, poate chiar pe gât, de ce nu, cu niște mănuși de operă din paiete aurii. O trenă, cam de un metru, o crăpătură pe picior ar fi fost alta situație, ar fi fost regina evenimentului, dar în cazul de față este doar Miss New York și cam atât. Nu e nimic spectaculos acolo, nici părul nu mi se pare că este ceva senzațional, așa nu și din partea mea. Una din prezentatoarele serii a fost frumoasa Sarah Hyland, pe care o recunoaștem din serialul Modern Family. Actrița a preferat o ținută modernă și fresh cu accent elegante, căreia i-a curs, așa da sau așa nu. Oricinci, așa da, oricinci. E superbă și ea poartă de obicei rochie. Eu, sincer, nu am văzut-o la evenimente în care să nu fie tiparul ăsta de rochie și iese foarte bine în evidență cum arată ea, ținuta pe care o are, corpul pe care îl are, care este absolut superb. Îmi place și zona de păr, ea are părul scurt și atunci automat o avantajează în această ținută. Îmi place că nu a adăugat accesorii și, de fapt, rochia e un accesor. A transformat-o, de fapt, un accesor, pentru că acele perluțe și mici aplicații de pe rochie sunt superbe. Cred că a avut un dezavantaj că s-a boțit repede și că asta se observă în poză. Dar... Eu le-am spus să meargă la eveniment cu autobuzul și să stea în picioare. Eu le-am tot zis, dar ele nu mă ascultă. Cred, vor să meargă cu limuzina. Hei, uite ce pățești dacă mergi cu limuzina. Cred că arată rău în poză asta, dar cred că la eveniment... Când am îmbrăcat-o, arăta foarte bine. Exact, arăta super. Da, și atunci trecem peste poze, dar arată absolut super, deci da, așa da. Așa da. Sunt de acord cu tine, așa da primește și din partea mea. Mi se pare cred că Eva l-a
Longoria, varianta de 20 de ani, dar arată foarte bine. Arată foarte bine. Părul mi se pare că se potrivește atât de bine cu rochea și de ce spun asta? Pentru că avem o formă rotundă, formă pe care o regăsim și în construcția rochei. Și cumva mi se pare că este o continuitate foarte, foarte plăcută acolo. Accesoriile și aplicațiile iarăși mi se par potrivite. Nu mai avea nevoie de alte bijuterii să încarce ținuta, pentru că efectiv nu mai era cazul, dar într-adevăr faptul că s-a șifonat acolo e un minus, sigur nu o să analizez acum cutele și așa mai departe, dar e un ușor minus acolo, pentru că repet, putea să găsească o altă variantă sau chiar să se îmbrace acolo, pentru că se poate și varianta aceasta, dar oricum arată foarte bine un machiaj cât se poate de curat și de bine executat, cerșii la fel, așa da. În schimb, o invitată specială a acestei gale a fost și actrița Brooke Shields, care a urcat și ea pe scenă pentru a prezenta una din categoriile serii. Pe covorul roșu, în schimb, a ales un designer belgian care i-a propus această rochie din jacard auriu cu imprimeu cu frunze și decolteu pătrat. În același timp, a purtat mai multe bijuterii din aur, motiv pentru care îi primește așa da sau așa nu din partea ta. Așa da, pentru că îi stă foarte bine. Sincer, ținuta ei mă duce foarte tare și nu știu dacă și pe tine, către zona de ținute pe care le poartă casele regale. Acea ținută simplă, dar în același timp care transmite foarte mult prin partea de print, foarte, o roche foarte elegantă, decentă. Mi se pare că îi se potrivește și ei ca vârsta pe care o are și și-a ales ținuta în favoarea ei. La zona de păr, la fel, îmi place pentru că are și un anumit. Nu știu dacă așa a vrut să fie părul sau la un moment dat s-au lăsat acele bucle, că par un pic prea răvășite. Nu știu dacă asta și vrut. A bătut un pic așa, dar arată foarte bine și îmi place că la fel... E mai dramă. Da, la zona de accesorii poate aș fi... Bine, rochea într-adevăr e destul de elegantă ca să meargă în accesorii ceva mai îndrăznețe, deci până la urmă cred că au fost alese potrivit, deci da, un așa da. Așa da. Sunt nevoia de umeri acoperiți. Am așa o chestie. Iar lanțul de la gât l-aș fi înlocuit cu un colier cu un singur pandantiv. Avem acolo niște floricele, nu prea... Adică funcționează dacă ai 20 de ani. Nu mai funcționează în cazul ei. Dar arată bine. Trebuie să recunosc, rochia este cât se poate de frumoasă. În același timp, cred că ar fi funcționat la fel de bine dacă era lungă până în pământ și cu semitrenă, iarăși ar fi funcționat mult mai bine. Cumva drama era și mai potrivită și mai la ea acasă, pentru că vorbim de primele drama des, dar arată foarte bine. Într-adevăr, lanțul îmi sare așa în ochi și mi se pare total nepotrivit, ceea ce oricum nici nu se observă, pentru că avem părul destul de bogat acolo și atunci nu se observă, dar drept urmare nici nu sunt greșiți. Dar, per total, într-adevăr, o apariție reușită, pentru care și din partea mea primește un așa da și din nou am încheiat într-un not optimistă, ceea ce e un lucru extraordinar. Exact. Și îți mulțumesc mult pentru că ai fost alături de mine și abia aștept să ne reîntâlnim. Și eu îți mulțumesc enorm pentru invitație și sper să ai doar invitații așa pozitiv. Perfect, așa să fie. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu, să aveți o seară extraordinară. Emma Thompson a trăit o viață în suferință. Nici după 27 de ani nu a reușit să treacă peste faptul că fostul soț a înșelat-o. Ce spune actrița, vedem imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit la Flash Monden. Emma Thompson a fost mută când a descoperit că soțul o înșală. Cu toate dovezile pe masă, ea tot îi găsea scuze, tot încerca să creadă că nu e adevărat. Abia acum, după 27 de ani, a găsit puterea să vorbească despre toată suferința pe care a trăit-o. A iubit cu patos, a iubit cu foc și iată că asta a traumatizat-o pe viață. Emma Thompson nici după 27 de ani nu a reușit să treacă peste faptul că primul ei soț a înșelat-o. A fost căsătorită cu Kenneth Branagh timp de 8 ani, după care a intervenit durerosul divorț. A aflat că dragostea vieții ei are o relație cu Helena Bonham Carter, dar cu niciun chip n-a vrut să accepte asta. A încercat să-i găsească scuze, să dezmintă, să nege, până când tot adevărul a ieșit la iveală.
Și se pare că Elena nu a fost singura cu care Kenneth a înșelat-o. Am fost complet oarbă la faptul că el avea relații cu alte femei de la filmări. Ce am învățat a fost cât de ușor este să fii orbit de propria dorință de a te păcăli pe tine. Eram pe jumătate în viață. Orice idee de a fi o persoană care poate fi iubită și care merită asta dispăruse complet. Cei doi au divorțat în 1995, iar Kenneth, director de film și actor, a continuat relația cu Elena încă 4 ani, până când și acea dragoste s-a destrămat. Din fericire, Emma Thompson n-a trecut singură prin toată drama. Alături a fost soțul ei actual și co-protagonistul ei din Sense and Sensibility. A fost cel care a adunat bucățile și le-a pus înapoi la loc. S-au cunoscut exact în anul în care Emma s-a despărțit cu scandal și durere de fostul soț. Da, nu e ușor totuși să treci prin astfel de da, situații. Da, și să stai 27 de ani, să plângi după și să fii șocată că el te-a înșelat acum 27 de ani. Mai... Plus că acum 27 de ani gândeai altfel, nu aveai Diana, o inteligență Diana, emoțională. Asta e dragostea adevărată, să nu poți să trăiești, să nu păi poți să depășești. Păi cum e că dragostea adevărată când el te înșală? Dacă el te-a înșelat, nu păi, e dragostea adevărată. A fost adevărată. O scăpare, a fost o greșeală, nu și-a dat omul seama, dar femeia îl iubea profund. Dar n-ai cum n-a să iubești să... dacă iubirea nu este împărtășită păi, și nu e S-a împărtășit-o, a spovedit-o. Asta este boală, asta mi se pare boală, să stai să suferi după unul care dacă te-a înșelat înseamnă că nu e chiar așa, nu știu, tu ești prea, cum să zic, vezi prea detașată lucrurile astea. Dar nu e vorba de te detașa, da? Pune-te în situația asta. De ce să suferi dacă au trecut 27 de ani? Păi suferi că nu e așa convenabil să știi că, uite, ai fost înșelată, că, știi, nu e puțin lucru, știi, cu toate că omul poate nu și-a dat seama, știi, a fost de nebăgare de seamă. Mergea pe drum, s-a împiedicat. Cine știe cum a fost situația? În fine, hai să nu... Asta nu-i detașată, nu? Poziția ta. Că nu mai înțeleg care e. Da. Hai să ne pierdem. Hai să nu-i judecăm pe alții. Normal, fiecare, dar nu știe, judecăm, Doamne. Fiecare știe cum să procedeze într-o astfel de situație în care, sincer să fim, nu prea e bine să te găsești. Da, așa este. Hai. Noi ne găsim la Flash Monden. Exact. Vine weekendul și ne revedem luni în această formulă. Da, în formula până asta. Până atunci vei merge tu cu altcineva. Uite, uite cum îmi ia vorbele din gură. Cum nu mă lasă să zic? Vă la o întâlnire mâine seară alături de colega mea, Alexandra. Cealaltă, da, cealaltă. Da. Dar să știți că nu e vorba de... Adică toate o cele bune. O seară minunată. Program disponibil pe primaplay.ro.